my goddess, yeah, she the hottest. That's plain and simple. I bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up, yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. I know that's nasty, ooh, you know I like it. Ooh, you so enticing, ooh, I'm so excited. Salutare, dragi șoferi. Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi avem ceva ce de mult îmi scrieți, chiar de foarte mult timp de când a apărut mașina în România, și anume noul AMG GTR Pro, din câte știu eu, singur din România. Cam și alături de noi l-avem pe Antonio de la Racebox. Salut, Antonio! Mulțumesc frumos că ți-ai făcut puțin timp să mulțumim și noi pentru Project Car-ul vostru. Da. Unul dintre Project Car-urile vostru. Unul dintre, da. Deocamdată avem, lucrăm în același timp la 4 Project Car-uri. Am văzut. Practic lucrați la un A45 GTR Pro, un GTC și tocmai am achiziționat un nou Le-Mopt Competition. Am văzut pe la voi pe canal, da, cum ați fost toți. Am fost cu două AMG-uri să luăm un M. Exact. Îți dai seama ce ești acolo. Spune-mi, te rog, din ce știu eu, chiar nu știu multe lucruri despre AMG GTR Pro. Okay. Știu doar că este practic track version-ul al AMG GT, corect? Da, este practic un AMG GTR la bază, iar când îți configurezi mașina, ai opțiunea, dacă ai fost selectat și ai primit cotă, ai opțiunea să alegi Club Sport Package, care sunt undeva la 50.000 de euro, parcă nu mai știu exact cât costa. După aceea mai vin opțiunile, să mergi pe sistemul de sonorizare, scaunele care exact ai standard, ori acestea scoică, ori cele AMG Performance care sunt un pic mai confortabile. Da, ideea la track e să nu fie confortabile. Da. Așa. Și e adevărat că asta este singura din România, nu? A fost prima livrată în România și a mai fost încă una livrată și după aceea a fost vândută în afara țării. Dar nu s-a circulat cu ea în țară și cred că a stat prin țară, nu știu, câteva zile. Am înțeles, două. Și a practic la bază e cu același motor, nu? Da. V8-ul? M178, 685 de cai la bază, un 40 V8 biturbo. Am ce aici? Așa. Iar noi l-am dus undeva la 900 de cai. Wow, 900 de cai? Aproximativ, da. Iarăși, din ce am înțeles de la voi, este cel mai modificat, nu? Și cel mai puternic AMG GTR din țară. Din lume. Din lume? Da. Wow. Deci este lume. Cel mai modificat AMG GTR Pro. Aia este GTR White Body, dar este cel mai modificat AMG GTR Pro din lume cu următoarele modificări. Avem capotă de carbon. Da, chiar trebuie să mi le spui eu între timp. Canarzi de carbon. Adică vin vreo 3 aripioare pe bara față. Exact. Iar standard vine cu două. Măi, am mai pus încă unul, ne-a schimbat și pe restul de două și sunt gigantice. Și ce crezi, sunt și funcționale pe circuit, adică chiar au un efect aerodinamic. Bun, i-am schimbat eleronul, avem un eleron gigantic, posibil că se vede și acum prin lunetă. Avem jantele, Edo Performance forjate, 20 pe față, 21 de inch pe spate. Culoarea în primul rând. Tocmai ce am scos acum o oră, mașina de la colantat a fost colantată în PPF Black, este fără de protecție neagră, este un negru, mai negru ca negru, cum s-ar spune. Și ce n-am auzit de pragul de PPF negru? Acum ai auzit la noi. Să știi. Este un material nou, este foarte exclusivist, nu prea are acces multă lume și multe firme la el. Noi am fost printre primii din lume care au făcut, de fapt, e primul AMG GT cu PPF Black din lume. Te-am întrerupt puțin, era... Aveai față de închise. Vai de cap. Te-am întrerupt puțin, era linie dreaptă. Nu e problemă, te înțeleg. Pe parte de performanță am început mai întâi cu un set de downpipe. Păi se aude. Da. Aia a fost gen în a doua zi după ce am luat mașina. Asta a fost downpipe-urile pe care spuneai? Bun. Aia a fost în a doua zi după ce am luat mașina, adică efectiv nu
fabrici și mergeam undeva la 800-820 de cai pe Dyno. A zis, ok, i-am pus turbine, la aceleași turbine, i-am făcut softul, trecea de rupe, a zis, bă, vrem mai mult. Ce am făcut? Am dat jos turbinele și am pus și turbine mai mari, care acestea sunt de la Turbotechnic Hamburg. Să mergem undeva în 870 spre 900 de cai cu benzină de curse. Deci practic mașina, dacă îi bagi benzină de curse, înțeleg că are 900 de cai. Plus minus, da. Plus minus, am înțeles. Trebuie să-i faceți un dyno, gen. Da, da. Numai că pe GT-uri este cutia veche de PSLS și nu te ajută cutia. Da, nu ne permite să jucăm foarte mult în cuplu. Apropo, cutia câte trepte are? 7. 7, nu? Da. Nu este cutia aia gen 9, gen 3? Nu, 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 aceea e doar pe E-Class, C-Class-ul nou și pe GT-ul Ford-ul. Am înțeles. Sincer, eu credeam că AMG GT-R Pro vine așa, nu știu, foarte, foarte, foarte hardcore. Dar mașina poate fi folosită zi de zi, adică în continuare ai confort cât de cât, ai avem materiale de calitate, adică ai piele, ai carbon, ai sistem audio, cum ai zice Apple CarPlay. Exact. Ai portbagaj, ce ai rămas bagaj? Tu prost acum că ai deschis tu portbagaj, ai băgat camerele. Da, chiar merge folosită zi de zi, nu? Eu am fost și până la Brașov cu ea și înapoi și... După, bine, după ce mergi cu ea pe drumurile noastre, pe patriei noastre și te doar un pic spatele, că da, are suspensie de curse de fabrică, este un KVV4 de fabrică. Adică, practic, este ultimul, nu? Da, este, practic, apogeul de la KV. Ia un pic spate, că nu ai ce să faci. Da, da, trebuie să ne conformăm. Normal. Ce îmi place că mașina, la câtă putere ai și fie pe tracțiune spate, ea chiar stă pe drum. Da, pentru că are cutia pe spate. Hai să vă. Stă pe drum pentru că are foarte multe greutate pe spate din cauza cutiei. Bine, și că are niște anvelope de 325. Da, eu chiar tot timpul când vă urmăream, mai ales când puneați voi story-uri sau anumite clipuri, tot timpul mă întrebam cum poți să stea mașina aia fără să patineze. Aceea și te-am avut și noi până să cumpărăm GTC-ul. Adică m-aș uita să pleci așa? Da, și noi la fel, după ce am luat GTC-ul și am făcut turbabil, am zis da, ok, chiar... M8-ul în schimb pleacă, nu? M8-ul e 4x4. De fapt, da, scuze-mă, 4x4, corect. O, dar are 250-100. Da, da, da. Așa este, dar nu este mai rapid ca asta. 100-200, nu. Și încă o chestie ce să le spunem oamenilor, am văzut că ați fost cu ea pe circuit. Care din ele? Cu asta. Am fost și cu M8. Da, am fost și cu A45. Și chiar ați câștigat. Am câștigat întregul sezon Rotac. Este cu o mașină care a venit pe roți și a plecat pe roți. Da. Bine, în afară de ultima etapă unde a fost pe platformă. Da, că a fost numai la Târgu Mureș. Bă, 1000 de kilometri total. Mașina... Prima etapă a fost stock și după am mers în toate etapele, am mers pe softul practic de putere de bază, pentru că altfel ne mutea din clasă. Practic am câștigat întregul sezon la clasa Race Plus, unde am avut inclusiv 11 Turbo S, GT3 RS și nu mai știu, mai erau câteva mașini pe acolo, chiar nu mai țin minte. Știu că ușor urmăresc. La Ferrari Rux am ieșit locul 1. Și am văzut că și un timp foarte ok de 1. Mă crezi că nu mai știu ce peste. Pe Motorpark ați avut 1.43. Ceva de 43, nu mai știu, 43. Da, știi că recordul acum este 1.41, care l-a stabilit de curând Nestor. Ok, cu Radical. Cu Radical, da. Ok. Da, la timp de monopost, adică. Da, 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 ceva de genul, exact. Este la timp de monopost cu o mașină de stradă care este matriculată și are în momentul de față 10.000 de km făcuți în 4 luni. De la 0 la 9600 și ceva în momentul de față. Trebuie să avem mare grijă la speed bumpere. Da. Bine, mai avem pe dedesubt niște brake ducts, niște, cum să spun eu, practic ajută la ventilația frânelor. Da, da, da. Și despre ce vorbești, da. Din Kevlar și carbon. Alte sunt tăride. Alea sunt un pic atinse, da. Dar n-ai cum să nu atingi pe aici.
Oh my goddess, yeah she the hottest, that's plain and simple. I bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up, yeah I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. I know that's nasty, ooh you know I like it. Ooh you so enticing, ooh I'm so excited. Your breasts is look the bestest, ooh I wanna bite it. I can see it in your eyes, don't deny it. I know you like it, I know you need that. And I supply it, got that exclusive, and you should try it. The aura that I'm feeling, chilling, it does something to me. I'm shooting half-court shots, I miss it, just forget you knew me. You know I need that, I can't deny it. And I will worship before I try it. Yes, it's simple, now I'ma break it down real simple. If you go inside, she controlling your mind. Deci mașina e, vai de capul meu. Vai, am speriat oamenii pe aici, mistreții, căprioarele, pulpile. Deci drumul ăsta parcă e făcut pentru mașina asta. Uite, uitați-vă puțin, filmează puțin în față. Deci e, vai de capul meu. Aici întorci, nu? Aici întorci. Bun, deci să trecem un pic puțin, exteriorul. Să trecem un pic printre modificări. Aici avem la piese de rezistanță, avem capota de carbon, care are undeva la 7 kg. Aici avem canardurile despre care vă vorbeam. Aici am înlocuit louvers-urile cu unele de carbon, astea de fabrică de carbon. Aici avem jantele concave, eleronul gigantic de carbon, ca idee. Cam atât de mare e. Și ce credeți, este funcțional? Adică nu e doar așa de aspect. El vine cu eleron mic, nu? Da, e un eleron ca la GTR-ul normal, numai care are alte prindere. Este și reglabil, nu? Da, este reglabil. Da, văd aici, da. Da, uite aici. Exact. Bun. Janteza, ce se măsură? IDO. 20 pe față, 21 pe spate. Fânele carbon ceramice. Și cam aia e, cum ți-a părut mașina? Băi, sincer să zic, cred că e dintre cele mai puternice cu care am mers. Mă refer ca și senzație, nu neapărat ca și cai. Dar... cred că și ca și cai. Cred că ca și cai, dar până cu 4, că cam așa 3 pe acolo. E, hai, pe care a fost cea mai puternică? 1500 cai. Cu ce? Chiron. Da, da, bravo, da, am uitat complet, da, ok. Da, după care a venit Koenigsegg 1039 de cai. Și asta e până cu 3, da, aia da, 3. Da. Și uite o chestie. Gândiți-vă că mașina asta, cum spuneam, este folosită de proprietari daily, adică o vedeți în fiecare zi și pe Instagram și pe YouTube și pe oriunde postează istoriuri, da? Ceea ce, după părerea mea, este ceva foarte, foarte tare. Gândiți-vă că restul oamenilor care au mașini pe 5-6 cai le folosesc doar ocazional la curse. Mașina asta merge și la curse, le mai și câștigă, merge și pe circuit, merge și pe la drag racing, merge și în oraș. Și vineri seara la masă. Exact, și vine seara la restaurant la masă, dar e o mașină chiar senzațională. Sau până la Mega Image. Sau până la Mega Image. Andrei, îți mulțumesc mult că mi-ai dat ocazia să merg cu mașina asta. Antonio, îți mulțumesc și ție frumos pentru că ți-ai făcut timp să fii cu noi, să ne prezinți, că nu ne descurcam singur, că nu știam ce modificări, că atât de multe încât nu... Mulțumim și noi. Sper că data viitoare să vă fac și o surpriză când veniți la mare, să vă aștept cu ceva frumos. Și pentru voi, până data viitoare, vă spun la revedere.